Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Puterea Știrilor. Avem astăzi în studioul Puterea Știrilor un invitat special. Este vorba despre domnul Tudor Ulianovski, fost ministru al afacerilor externe și integrării europene din Republica Moldova, în prezent membru al Asociației Americane de Business cu statele din Europa Centrală și de Est. Bună ziua, domnule Ulianovski, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Puterea Știrilor. Bună ziua și mersi mult pentru invitația dumneavoastră. Domnule Ulianovski, vreau să începem emisiunea de astăzi cu știrea acestei săptămâni care vine din Republica Moldova. Vorbim astfel de demisia ministrului de externe Nicu Popescu și înlocuirea acestuia cu Mihai Popșoi. Vă propun așadar în cele ce urmează să vedem declarația exactă, anunțul exact făcut de Nicu Popescu ieri și revenim aici în studio cu comentarii. Republica Moldova are un nou ministru de externe. Mihai Popșoi a preluat conducerea diplomației de la Chișinău, după ce ieri fostul ministru Nicu Popescu și-a dat demisia. La momentul anunțului, Popescu a declarat că și-a îndeplinit obiectivele asumate la începutul mandatului și că are nevoie de o pauză. Doresc să vă anunț că am luat decizia de a-mi depune mandatul de viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova. În guvernele conduse de prim-ministrii Dorin Recean și Natalia Gavriliță și cu sprijinul majorității parlamentare am reușit să punem Moldova ferm pe calea aderării la Uniunea Europeană și pe viitoarea hartă lărgită a Uniunii. Acum 2-3 ani aceste obiective păreau de neimaginat, dar prin efort comun am reușit să ridicăm Moldova din cea mai rușinoasă perioadă în istoria diplomației noastre, perioada în care diplomația s-a aflat în slujba oligarhilor, am reușit să aducem țara noastră în cea mai dinamică, recunoscută și apreciată fază a serviciului diplomatic și a prezenței Republicii Moldova pe harta internațională. Pentru a evita orice fel de interpretări eronate privind motivul demisiei mele, subliniez clar, am îndeplinit cu succes obiectivele de politică externă stabilite împreună și alături de doamna președintă Maia Sandu la începutul acestui mandat și la această etapă am nevoie de o pauză. În același timp, vă asigur că voi continua să contribui la eforturile continue a doamnei președintă Maia Sandu și a echipei de guvernare de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană și de a asigura în continuu pacea, stabilitatea și calmul în țara noastră. Analistul politic Nicolae Negru a declarat ieri în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că diplomația Republicii Moldova intră acum într-o nouă etapă. Se vorbea despre asta, chiar, de exemplu, în anumite discuții, așa, offline, ministrul de externe vorbea despre necesitatea unei pauze. În afară de asta, trebuie să avem în vedere că intrăm într-o altă etapă a relațiilor cu Uniunea Europeană, în general a relațiilor externe. Această etapă presupune alt efort, începutul procesului de negocieri și, desigur, concentrarea acestor eforturi în cadrul Ministerului de Afacerilor Externe și Integrării Europene era o sarcină foarte mare pentru o singură persoană. Acum au ajuns la concluzia că trebuie să separe afacerile europene, procesul de negociere și, în general, afacerile externe, fiindcă afacerile externe nu se rezumă doar la relațiile cu Uniunea Europeană. E și o relație deloc simplă cu Rusia, cu Ucraina, cu Statele Unite ale Americii, deci e într-un fel firesc ca acest minister să fie separat pe două direcții și lucrul ăsta s-a întâmplat, fiindcă și în România, de altfel, nu a fost procesul de negocieri, s-a aflat într-un minister aparte, Ministerul
afacerilor europene, dacă nu mă înșel. Știu că și în Polonia, de asemenea, a fost un minister care coordona integrarea europeană și la noi e nevoie de un asemenea minister și acest minister nu neapărat o să comunice mai mult cu Europa, ci mai mult cu alte ministere din cadrul Republicii Moldova. Da. O demisie care vine, iată, domnule Ulianovski, la doar o lună după ce Republica Moldova, ne amintim, a primit practic undă verde de deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană, alături, bineînțeles, de Ucraina. Cum vedeți dumneavoastră această decizie, acest anunț al domnului Nicu Popescu? Înțelegem de altfel pe surse că deocamdată nu avem o confirmare oficială în acest sens, poate ne ajutați dumneavoastră, aveți mai multe informații, înțelegem însă pe surse că dânsul va fi negociator șef cu Uniunea Europeană. Deci, cum vedeți dumneavoastră toată această mișcare, dacă pot să o numesc, din ultimele zile? În primul rând, vă mulțumesc pentru atenție acordată acestui subiect. Este un subiect foarte important cu certitudine pentru Republica Moldova și pentru estul Europei per ansamblu. Sunt multe mișcări tectonice foarte importante. Propun să nu ne concentrăm pe o anumită persoană, Nicu Popescu, Tudor Ulianovski sau altcineva. Trebuie să vedem lucrurile per ansamblu, la nivel de strategie a Uniunii Europene în contextul decizie istorice, într-adevăr, la finele anului trecut, decizia Consiliului European cu privire la lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina în primul rând și la pachet pentru Republica Moldova. Nu cred că trebuie să ne concentrăm atenția pe efortul lui Nicu Popescu, da, care a fost un element într-un efort mult mai larg din partea guvernării, dar a beneficiat, desigur, și de contextul favorabil geopolitic. Din păcate, un context tragic în Ucraina, invazia Federației Rusiei în Ucraina, și care a generat acele mișcări la nivel de Uniunea Europeană, în primul rând datorită României, care a depus un efort extraordinar pentru Republica Moldova și pentru obținerea acestei decizii istorice, pentru lansarea negocierilor de aderare. În al doilea rând, nu cred că este cazul să discutăm despre domnul Popescu ca un potențial candidat pentru poziția de negociator șef din partea Republicii Moldova. În primul rând, în această variantă. În primul rând, vă zic ca un ministru care vine din sistemul diplomatic, ori am 16 ani de experiență diplomatică, activând în diferite poziții, în diferite ambasade și reprezentanțe ale Ministerului de Externe și Integrării Europene Republicii Moldova. Pentru a fi un negociator șef în procesul de aderare la UE, cazul României. Deci au fost miniștri de externe. Eu nu știu dacă a fost ministru de externe în România care nu a fost sau nu a avut o experiență guvernamentală, diplomatică, executivă, ori ministrul Popescu, fostul ministru Nicu Popescu, nu are experiența diplomatică sau guvernamentală, respectiv nu cunoaște nici procedurile până în prezent, sper că le-a învățat în ultimii 2 ani, care țin de mersul negocierilor sectoriale, fiindcă fiind negociator șef, trebuie să cunoști domeniul economic, agricol, piața internă, controlul pieței, controlul prețurilor, forța de muncă, migrația și multe alte chestiuni. Mai mult ca atât, în spațiu mediatic, domnul Popescu s-a manifestat cu anumite opinii, declarații cu privire la potențiala posibilă justificare a prezenței militare rusești din Republica Moldova, precum că în 92 a fost un război civil, dacă citim pagina 119 din teza de doctorat a dumnealui. Dar să nu vorbim despre Nicu Popescu ca persoană, dar despre procesele care vor avea loc și care trebuie să aibă loc în Republica Moldova. De aceea sunt foarte curioasă care este viziunea Chișinăului asupra instituției practică care va coordona și administra aceste politici europene, așa cum bine am văzut, Ministerul de Externe și al Integrării Europene se va desparte practic în două ministere și sunt curioasă cum se vede, care e de fapt viziunea Chișinăului pe acest subiect. Ca să concretizez, decizia de despărțire sau de divizare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene nu a avut loc. Ce a avut loc, ca să fie foarte clar, a fost creat în luna noiembrie anul trecut un birou pentru integrare europeană
în Cancelarea de Stat sub auspiciul primului ministru al Republicii Moldova la nivel de guvern, iar ieri la ședința de guvern la care domnul Popescu și-a prezentat demisia și a fost apropo numit un alt ministru de externe, domnul Mihai Popușoi. De asemenea, ieri în această ședință de guvern, primul ministru Recean a nominalizat-o și a propus-o și a fost aprobată candidatura doamnei Cristina Gerasim drept ministrul fără portofoliu, șefă a acestui birou pentru integrare europeană, responsabilă de parcursul de negocierile cu Uniunea Europeană. Am încercat să aflu ieri pe cursul zilei dacă dumnea ei, doamna Gerasim, ministru Gerasim, va fi acel negociator șef, fiind prin definiție și șeful biroului pentru integrarea europeană, deci presupunem noi, încă nu e clar deocamdată, nici guvernul nu a clarificat acest lucru, ori în opinia mea și având în vedere experiența altor state și având în vedere contextul geopolitic favorabil pentru noi deocamdată, nu trebuie să pierdem timpul. Chișinău nu trebuie să pierde timpul. De ce? Decizia a fost luată în luna decembrie pentru a lansa negocierile. Suntem deja la finele lunii ianuarie și nu este clarificată poziția de negociator șef. Ori spunem foarte clar, șefa biroului pentru integrarea europeană, doamna ministru Gerasim, va fi negociatorul șef. Dar de ce credeți că se întârzie pentru o astfel de decizie? Cred că întrebarea trebuie să fie pusă în felul următor. Haideți să vedem principiile de bază care au servit la baza deciziei de numire a noilor miniștri. Mă refer la ministrul de externe Popușoi și ministra de pentru afaceri europene, ministra Gerasim. Doamna Gerasim are 2 sau 3 ani de experiență ca și consilier prezidențial al doamnei președinte Maia Sandu și are, dacă nu greșesc, 3 luni și jumătate de experiență diplomatică, o perioadă foarte scurtă. Însă dumnea ei reprezintă sau numirea dumnea ei în funcția respectivă a fost făcută pe criteriul de partid, de afiliere partidnică. Ori dacă ne uităm spre Ministerul de Externe, care deocamdată încă se numește Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, numirea domnului Popușoi, care până în ultima zi a fost vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău și vicepreședinte al fracțiunii PAS sau partidului PAS. Deci în cazul tot o numire politică deci și în acest caz. O numire politică a unei persoane care are o experiență de 4 ani, dacă nu greșesc, de parlamentar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar are 0 experiență în plan diplomației pe executiv. Or, dacă nu mă înșel, parcă a fost și analist la ambasada americană, dacă nu greșesc. Cu certitudine, experiența de analist este una fără îndoială utilă în efortul de a conștiința anumite procese care au loc, de a le sistematiza și de a veni cu niște propuneri, dar una e să fii analist și una e să conduci un dita mai minister de externe cu peste 400 de persoane, da? Eu am această experiență, am văzut că în România toți miniștrii de externe, chiar dacă erau diferite predilecții spre anumite linii de partid, însă erau profesioniști din sistem. Apare întrebarea, când vom lansa procesul de negocieri și sper să fie lansat cât de curând posibil, doamna ministru Dobescu depune un efort extraordinar în acest mod și cu acest prilej aș dori să-i mulțumesc personal pentru acest efort. Domnul Vasile Pușcaș, profesorul Vasile Pușcaș, care a fost ministru delegat pentru afaceri europene al României și este o notorietate, un nume în greu în domeniul integrării europene, care a reușit în premieră pentru România să obțină 48 de amânări, da, de tranziții pentru vari domenii din România, da? Care a muncit la greu și a luptat cu sindicatele în țările membre ale Uniunii Europene care se opuneau la multe propuneri în favoarea României. Cine din partea Republicii Moldova va avea acea tenacitate, experiență și care va putea ține piept? Ziceam domnul Pușcaș. Domnul Pușcaș la moment este consultant sau este o persoană care împărtășește experiența sa cu funcționarii din cadrul Biroului pentru Integrare Europeană, care încă n-au fost numiți, apropo, încă e doar pe hârtie, sunt niște funcții, nu sunt persoane. Este ministrul delegat pentru afaceri europene, doamna Gerasim, care a fost numită în funcție, dar lucrurile se mișcă foarte greu și aici recomandarea mea pentru guvernul actual de la Chișinău este să promoveze sau să asculte cel puțin de profesioniști din sistem. De ce? Fiindcă până în prezent,
deciziile sau decizia din decembrie a fost una eminamente geopolitică sau, bine, politică. Acum începe lucru greu care trebuie să fie implementat de către specialiști, de către Ministerul de Ramură și de către, apropo, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene are până în prezent un departament întreg de integrare europeană. Pe de altă parte este Biroul pentru Integrare Europeană, pe de altă parte a fost luată decizia de a detașa circa 20 de diplomați specializați la misiunea de la Bruxelles. Deci, frică mi-e că în lipsa unui mecanism clar de coordonare între aceste instituții, cu certitudine vor apărea probleme și vor apărea overlapping. Cine din aceste instituții, 1, coordonează lucrul pe intern cu ministerele și instituțiile de ramură, Ministerul Sănătății, Agriculturii, Apărării, Educației și altele, și care instituție sau cine va negocia cu țările membre ale Uniunii Europene, cu omologii respectiv, și 3, cine va negocia sau cine va transmite mesajele către Bruxelles și viceversa. Deci, cu alte cuvinte, provocările pentru noul ministru de externe sunt foarte mari. Și oare, domn Popșoi, că asta înțeleg din ce mi-ați spus dumneavoastră, n-ar fi, de fapt, persoana potrivită pentru un astfel de portofoliu? Decizia a fost una politică și este una politică. Dar este nevoie de un diplomat. Este nevoie de un specialist cu experiență în domeniu și este regretabilă această numire a unei persoane cu, hai să zic, 0,% experiență diplomatică executivă, fiindcă avem experiență și eu am muncit în cadrul ONU, da? Deci erau foarte clar, se vedea cu ochiul liber, când este un profesionist de partea ailaltă a mesei, cu care tu discuți și ai niște discuții la greu, dar de la care obții rezultate pentru țara ta, fiindcă Republica Moldova până în prezent se confruntă cu o dilemă destul de clară. Pe plan extern, doamna președinte Maia Sandu a reușit obținerea susținerii din exterior. Deci are o imagine pentru Republica Moldova pozitivă. Totodată, în plan intern, doamna președinte Maia Sandu nu controlează situația, ori guvernarea se conduce pe baza principiului denumiri politice. Și aici apare întrebarea, este oare sustenabilă această abordare? Ea este periculoasă, care, în opinia mea, creează premize pentru a crea erori, care vor necesita un efort mult mai mare pentru a le redresa. Și aici contez foarte mult pe susținerea României, în primul rând, a domnului profesor Pușcaș, a domnului profesor Berendi, pe care, apropo, îi cunosc foarte bine, și soția mea, de fapt, care a făcut studii la Timișoara, ea a fost și studentă. Contez foarte mult pe efortul dumnealor, dar fără o capacitate administrativă de negociere din partea Chișinăului, vor fi probleme și dacă eu eram în locul lor, guvernării de la Chișinău, în primul rând puneam accent pe specialiști. Din păcate au rămas puțin specialiști, anume din cauza că s-a mers pe principiul loialității politice. Orice care lucrează în sistemul diplomatic, în sistemele executiv, ei lucrează indiferent cine se află la cârma țării. Ei sunt patrioții care muncesc. Iar dacă în funcție se plasează persoane politice, este un risc. Este un risc asumat de actuala guvernare, care în opinia multor jurnaliști și gânditori din Republica Moldova și nu doar, este un risc. Este un risc care ți-l asumi într-un context geopolitic. Acum e potrivit, urmează alegerile Parlamentului European, urmează să vedem situația din Ucraina. Deci riscurile asupra securității regionale și lipsa, de fapt, progresului real de reforme în Republica Moldova, criza depopulării populației, deci migrării în masă a moldovenilor din Republica Moldova, argumentează necesitatea promovării de urgent a specialiștilor cu planuri de acțiuni, cu raportare, cu lucrul cu investiții. Să vă dau un exemplu, dacă îmi permiteți, vă dau un exemplu foarte clar. Paradigma în care actuala guvernare de la Chișinău mizează în mare parte sau doar pe asistența externă. Și stăm cu mâna întinsă, pe care, da, ne pun câte ceva bănuți aici. Și România, și Bruxelles, și Franța, și Germania ne ajută în acest fel. Dar apar întrebări, băieți, când
veți fi și voi capabili să generați ceva pe cont propriu și să demonstrați că sunteți apți de a dezvolta Republica Moldova. Ori în ziua de astăzi eu îmi pun întrebarea dacă e cineva capabil în Republica Moldova acest lucru să-l realizeze. Spuneați dumneavoastră recent că Republica Moldova, și vă citez, trebuie să adere la Uniunea Europeană ca un stat unitar și integru împreună cu regiunea Transnistria. Cum s-ar putea face, domnule Ulianovski, acest lucru? Pentru că știu, de exemplu, că autoritățile de la Chișinău au menționat în repetate rânduri că aderarea la Uniunea Europeană ar avea loc în doi pași. Inițial, aderarea s-ar putea face fără regiunea transnistreană și mai apoi s-ar lua în calcul o a doua aderare, cum ar veni, la Uniunea Europeană. Și de aceea vă întreb, cum s-ar putea face acest lucru din prima, spre exemplu? Din prima, dacă este să ne uităm la Constituția Republicii Moldova, Republica Moldova este un stat unitar, suveran, integru, cu regiunea transnistreană, o parte componentă a Republicii Moldova. Dacă luăm în calcul situația în prezent, cetățenii, agențiile, companiile, business-ul din regiunea transnistreană beneficiază de toate avantajele exporturilor prin Republica Moldova pe piața europeană. Cu certitudine este în primul rând anticonstituțional să declar că te integrezi fără o parte a teritoriului tău, din punct de vedere juridic. Politic, înțeleg miza. Noi nu vrem să încetinim procesul de integrare europeană. În același timp, cu certitudine, cu cât mai mult Chișinău va avansa pe calea reformelor, cu cât mai mult și cât mai rapid vom avansa pe negocieri, dar nu în detrimentul, repet, economiei și cetățenilor Republicii Moldova, cu atât mai ușor, mai facil și argumentul Chișinăului către Tiraspol să plecăm împreună în Uniunea Europeană va fi mult mai argumentat. Ori, deocamdată, prezintă riscuri o abordare mult mai dură, mai condiționată. Eu sunt în favoarea unei abordări tranșante cu cei din Transnistria, cei din Tiraspol. Cetățenii din Tiraspol, din regiunea transnistriană, doresc apropierea ambelor maluri ale Nistrului. Desigur că avem și riscul de securitate. Până în prezent avem dislocată în această regiune a Republicii Moldova ilegal trupele rusești, da? Ori și evident propaganda rusă și evident business-ul ilegal promovat de Federația Rusă, deci este un risc eminamente militar de securitate pentru Republica Moldova care trebuie să fie luat în calcul. Avem munițiile în Cobasna, da? Că în cazul că unei explozii, de exemplu, din o situație tragică, ca un scenariu tragic, vor fi afectate imediat trei țări, Ucraina, Republica Moldova, chiar și România. Discursul celor de la Chișinău trebuie să fie unul inclusiv, fiindcă societatea de pe ambele maluri ale Nistrului dorește să trăim în pace, să ne integrăm împreună, să avem aceleași beneficii economice. Și eu sunt sigur că reintegrarea Republicii Moldova va avea loc. Discursul public, politic, consideră că trebuie să fie asumat, unul afirmativ, dar este periculos să declar din start, ab initio, că te integrezi fără această regiune, ori, în baza legii, în baza Constituției, această regiune este parte integrantă a Republicii Moldova, chiar dacă nu declar. Dar, de facto, eu sunt sigur că, cu cât vom avansa spre Uniunea Europeană, cu atât reintegrarea țării va fi mult mai ușoară, facilă și fără altercații. Faptul că Republica Moldova este luată la pachet, aș putea spune, cu Ucraina, acolo fiind un război care, vedem, durează de, se fac 2 ani de zile luna viitoare, cumva ajută sau mai degrabă împiedică Republica Moldova? Faptul că, așa cum spuneam, cele două țări sunt luate la pachet în procesul acesta de integrare la Uniunea Europeană. În primul rând, să fie foarte clar, consider că Federația Rusă duce un război ilegal de agresiune împotriva Ucrainei și trebuie să susținem Ucraina în acest deziderat cât mai mult posibil. Deși vedem că, spre regret, războiul se lungește și nu vedem semnale că războiul se va finisa în viitor apropiat. Să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, aș propune un pic reformularea acesteia, la pachet ori separat.
Decizia politică din decembrie a Consiliului European de a lansa negocierile atât cu Ucraina cât și Republica Moldova, precum și oferirea Georgiei țării statut de candidat, a fost una politică la pachet. Însă, după cum a spus și domnul profesor Vasile Pușcaș, și eu sunt de acord cu domnia sa în această declarație, negocierile de aderare urmează să aibă loc separat cu Republica Moldova, separat cu Ucraina. Republica Moldova negociază cu Uniunea Europeană în integralitatea sa toate procesele și aspecte. Sunt 35 de capitole de negocieri, grupate pe 6 clastere, da? Și în cazul dat, eu cred că întrebarea trebuie să fie pusă, nu dacă e la pachet sau nu, dar când se lansează negocierile cu Republica Moldova, care este framework, deci care este cadrul de negociere, care este calendarul de negociere, care este mecanismul de negociere. Aceeași procedură, în mod separat, va fi aplicată și în cadrul negocierilor Bruxellesului și statelor membre ale UE cu Ucraina. Deci, cred că și propun să nu mai vedem lucrurile la pachet separat. Desigur că Republica Moldova și Ucraina trebuie să să aibă un schimb permanent de comunicare și informații. Cum ai reușit tu aici? Cum ai reușit tu pe domeniul acesta? Să vedem împreună. Există un astfel de schimb? Urmează să fie. Deci când, și apropo, întrebarea pentru Chișinău este când totuși se lansează negocierile? Domnul ministru Popescu, fiind la Bruxelles în decembrie, după decizia istorică a Consiliului European, a declarat că de mâine lansăm negocierile. Păi stai un pic, avem nevoie de un cadru aprobat de Comisie, țările membre, Consiliul European, următorul președinte al Consiliului European va lansa oficial negocierile. A fost o declarație un pic infantilă, cabotină, ok. Dar, în cazul dat, eu cu certitudine aș propune de pe acum, în primul rând, Chișinău să se clarifice, guvernarea de la Chișinău să aibă o claritate foarte, foarte clară, viziune strategică, care instituție responsabilă, să nu fie overlap, să nu fie suprapuneri, cine e negociatorul șef, în paralel, lansarea discuțiilor, ele nu sunt alte discuții bilaterale ca de obicei, lansarea discuțiilor cu omologii din Ucraina, necondiționat, dar din perspectivă de schimb de experiență, da? Și schimb de dialog, nu aș fi împotrivă și a unui dialog trilateral între Republica Moldova, Ucraina, Bruxelles și cred că ar beneficia deoarece consider că și în Ucraina și Republica Moldova nu există acea capacitate administrativă, mă refer la resurse umane, la specialiști, fiindcă mulți au fost plecați sau au plecat. În cazul dat, Comisia Europeană, țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv desigur România, ne ajută foarte mult în consultanțe și instruire, de fapt. Mulți la Chișinău, nu știu cum la Kiev, dar la Chișinău încă nu conștientizează ce presupune aderarea și ce presupune negocierile. Este un proces care avem o listă sau eu aș propune, de fapt, ca negocierile din Republica Moldova să fie axate, da, pe 35 de capitole, 6 clusteri, dar în primul rând în urma unui amplu proces de consultare cu industriile și cu, nu doar cu ministerele de ramură, care reprezintă, de fapt, voința politică, da, în guvern, dar cu asociațiile de business, fermierii. Problema fermierilor din Republica Moldova este una similară și în România, în Germania. Deci e o problemă de sistem care trebuie să rezolvăm. Temă, și eu am soluții la acest o subiect. O temă pentru acasă, pentru guvernarea de la Chișinău. O să vă întreb, domnule Ulianovski, sincer, când credeți dumneavoastră că am putea vedea, așa cum decurg lucrurile, mai greu, cum spuneam, când am putea vedea Republica Moldova în Uniunea Europeană? În opinia mea, desigur că și toți cetățenii din Republica Moldova ar dori să aibă un trai mai bun, mai decent. Viteza de aderare nu trebuie să fie scop în sine. Trebuie să ne concentrăm pe calitate și pregătirea Republicii Moldova, nu doar a unei părți politice sau a unei părți a societății, întreaga societate, pe lângă aspectul psihologic, mental, social, dar și aspectul economic. Că atunci când ne integrăm, ori negociem, în cazul României, 48 de tranziții, adăugăm, înmulțim la 3, ori ne pregătim
și beneficiem de pe urma asistenței, obținem investiții și ne modificăm cadrul legal, dar modificarea cadrului legal nu este un rezultat, este doar un instrument care facilitează implementarea acelor angajamente și acquis-ului comunitar. Ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, consider că trasarea, da, este important să spui un plan, să faci un plan și să faci o limită. 2030, doamna președinte Maia Sandu a declarat că ne vom integra. Este o declarație politică, dar consider și multe... Deci nu e o declarație realistă? Ar fi o declarație realistă dacă ar fi precedente în trecutul de aderare. Nici o țară nu a reușit în 5 ani, de fapt, în 5 ani și jumătate să adere, fiindcă procesul durează foarte mult. În primul rând, noi încă nu am lansat negocierile, urmează în câteva luni să fie lansate. Stabilirea cadrului. Deci tu pierzi un an imediat după declarație. După finisarea tuturor capitolul de negociere, primul rând fiind justiția și e ultimul capitol care se închide după finalizarea negocierilor. Ori la capitolul justiției Republica Moldova sunt foarte multe derapaje și regres substanțial la capitolul luptei corupția și cu reforma sectorului justiției. Și nu doar. Deci eu aș pune accentul și importanța calității restructurării Republicii Moldova ca stat, ca societate, ca gândire și, desigur că, urgentarea procesului de negociere cu țările membre. Dar aici e nevoie de specialiști, e nevoie de o capacitate, da, e nevoie de consultanță externă și susținere de pe extern și vedem că România, apropo, indiferent de culoarea politică de la Chișinău, a continuat, continuă și cu siguranță va continua să ofere acel sprijin important pentru cetățenii Republicii Moldova. Cât de mult contează sprijinul României în procesul de integrare la pentru Uniunea Republica Europeană? Moldova? Eu aș spune că e crucial. Nimeni, nicio țară din lume nu a jucat și nu va juca un rol mai important decât România. Și cu acest prilej, apropo, astăzi este ziua 25 și ieri a fost ziua de 24, o zi cu o semnificație extrem de importantă pentru noi toți, pentru spațiul românesc. Și cu acest prilej aș dori să adresez sincere felicitări tuturor nouă. Nu fac politică, e declarație de fapt de apreciere și de marcare a unei date importante. Dar să revin, România este nu doar avocatul, de fapt România ne ia și ne ajută să ne integrăm. Prin România trebuie să ne integrăm în spațiul european și, dar în același timp, trebuie să avem la Chișinău omologi cu care poți discuta, nu persoane care nu au experiență și nu persoane care, din păcate, nu au această capacitate. Deocamdată. Domnule Ulianovski, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi revenim, continuăm discuția aici, în studioul Puterea Știrilor. Angajații din sănătate continuă seria protestelor. Aceștia au pichetat în această dimineață sediul Ministerului Muncii din capitală. Medicii cer salarii mai mari cu 20% pentru toți angajații din sănătate și amenință cu greva generală luna viitoare. Președintele Senatului a lansat ieri un îndemn la unitate pentru a apăra țara de populism. Apelul lui Nicolae Ciucă vine în contextul în care mișcările anti-europene se intensifică atât pe continent, cât și în țară. ANAF amână aplicarea amenzilor pentru neraportarea facturilor prin noul sistem e-factura. Decizia fiscului vine după ce tot mai mulți contribuabili s-au plâns că platforma are probleme. Republica Moldova are un nou ministru de externe. Mihai Popșoi a preluat conducerea diplomației de la Chișinău după ce ieri fostul ministru Nicu Popescu și-a dat demisia. Angajații din sănătate continuă seria protestelor. Aceștia au pichetat în această dimineață sediul Ministerului Muncii din capitală. Medicii cer salarii mai mari cu 20% pentru toți angajații din sănătate și amenință cu grevă generală luna viitoare.
De altfel, sindicaliștilor de la Sanitas li s-au alăturat recent și cei ai Federației Hipocrat. Reprezentanții angajaților din sănătate și asistență socială au cerut guvernului să vină cu răspunsuri și soluții clare la revendicările lor până pe 1 februarie și spun că, în caz contrar, greva va fi declanșată. Președintele Senatului îndemnă la unitate pentru a apăra țara de populism. Apelul lui Nicolae Ciucă vine în contextul în care mișcările anti-europene se intensifică, atât pe continent cât și în țară. Liderul PNL a subliniat totodată importanța apartenenței la Uniune pentru dezvoltarea României. Problemele pe care trebuie să le rezolvăm pentru a avea o viață mai bună nu pot fi separate de pericolul ca România să fie scoasă de pe traseul ei democratic și adusă în haos politic și economic. România nu va ajunge pe mâna demagogilor și a populiștilor, pentru că destinul României este să fie parte din lumea liberă, din lumea occidentală, din lumea celor puternici. Dragi români, drumul pe care mergem astăzi, deși este greu, este cel corect. Adevărata soluție este să continuăm dezvoltarea pe care am generat-o în acești ani prin efortul nostru al tuturor. Obiectivul nostru pentru viitor este România, pol de dezvoltare regională. Dezvoltarea României nu se poate face în absența democrației și a banilor europeni. Democrația înseamnă încredere și banii europeni înseamnă dezvoltare. Dragi români, să avem încredere în forțele noastre și să ne unim pentru a apăra România de oportuniști, de populiști și de toți cei care vor să ne deturneze de la destinul nostru istoric. Președintele Senatului a sărbătorit unirea principatelor române la Iași, în ciuda marșului organizat de AUR. Premierul Marcel Ciolacu și-a schimbat programul și nu a mai participat la evenimentele de la Iași. De altfel, Nicolae Ciucă a fost singurul lider politic care a mers ieri și la Focșani. Focșani, Iași și București sunt cele trei orașe simbol ale unirii de la 1859. La Iași și la București s-a decis, din punct de vedere politic, unirea Moldovei și a țării românești. Aici, la Focșani, unirea s-a făcut în mod practic, prin desființarea graniței dintre aceste provincii românești. Unirea a fost o idee politică care a avut consecințe pozitive pentru români. Unirea de la 1859 este actul de creare a României și totodată începutul modernizării naționale. Ministrul Energiei își asumă candidatura la primăria Capitalei. Sebastian Burduja a anunțat aseară într-o emisiune la Prima News că este în fișa postului să candideze după ce a preluat șefia PNL București. Când ești președinte de filială, trebuie să îți asumi și nu ai o asumare mai importantă decât să dai ochi în ochi cu electoratul, spune Burduja. De altfel, liderul PNL București a propus actualului primar general Nicușor Dan o întrecere directă pentru a obține susținerea liberalilor în alegeri. Actualul edil, dar și fostul primar Gabriela Firea și-au anunțat intenția de a candida pentru fotoliul de primar al Bucureștiului. Unirea principatelor române reprezintă un bun prilej de a ne inspira din lecțiile valoroase ale trecutului pentru un viitor mai bun. Este mesajul președintelui Klaus Iohannis cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la Unirea principatelor române. Șeful statului a participat la ceremonia militară și religioasă organizată la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol din Capitală. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei și al țării românești a realizat unirea de facto a celor două principate și a reprezentat deschiderea unui drum irreversibil. Acesta a fost pasul esențial care a făcut posibil idealul nostru național, unitatea tuturor românilor, desăvârșit prin Marea Unire de la Alba Iulia
din 1918. Klaus Iohannis a adăugat că unirea a fost posibilă prin renunțarea la orgoliile politice și a subliniat că atât atunci cât și acum contextul internațional este plin de provocări. Unirea celor două principate române într-un singur stat a fost realizată prin renunțarea la orgolii politice, în mod exemplar de a pune interesul poporului deasupra intereselor personale. S-au făcut la acea vreme eforturi diplomatice majore și a existat o susținere financiară de o amploare impresionantă prin implicarea activă a marilor personalități ale vremii care au militat pentru idealurile unirii în afara granițelor și au pledat cu îndârjire cauza națională în fața marilor puteri. Această aniversare nu este doar un moment retrospectiv, ci și o oportunitate de a ne inspira din lecțiile valoroase ale trecutului pentru a proiecta un viitor mai bun pentru națiunea noastră. Decizia istorică de la 24 ianuarie 1859. Bună ziua din nou, continuăm discuția noastră, studioul Puterea Știrilor, alături de mine este în continuare domnul Tudor Ulianovski, fost ministru al afacerilor externe și integrării europene din Republica Moldova. Domnule Ulianovski, Republica Moldova, Ucraina și Slovacia au aderat recent la coridorul vertical de transport al gazelor naturale, alăturându-se în felul acesta României, Greciei, Bulgariei și Ungariei. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru pentru Republica Moldova? În primul rând, dacă ne uităm mai larg, problema securității energetice a Republicii Moldova este o problemă extrem de importantă. Mă bucur că actualul ministru al energiei Republicii Moldova, domnul ministru Parlekov, pe care îl cunosc foarte bine, și-a asumat această inițiativă împreună cu partenerii din București și Republica Moldova, Ucraina și Slovacia, într-un final, sunt parte a acestui coridor vertical care pornește din Marea Egee, din Grecia, da? După cum cunoaștem, decizia sau semnarea acestui acord a avut loc pe 16 ianuarie. Simbolul sau semnificația acestui eveniment este una extrem de importantă, în primul rând, datorită faptului că minimalizăm influența Federației Ruse și utilizarea suplinirii gazului sau utilizarea gazului ca și o armă politică. 3. Tranzitul prin Ucraina urmează să fie sistat în viitor apropiat al conductei de gaze de la Gazprom și urgent era nevoie de găsit o sursă alternativă și diversificare a resurselor de gaz. Să avem aici o claritate că nu aderă țara. Bine, țara devine parte componentă, dar în esență este operatorul național care reprezintă Republica Moldova, este companie fiică din România. De fapt, compania se numește în Republica Moldova, se numește Vest Mold Transgaz și nu mai este o altă companie care până în prezent era reprezenta Republica Moldova pe filiera aceasta, care era o companie fiică a Moldova Gaz, unde Gazprom are o majoritate confortabil, spunem noi așa, da? Deci, pentru Republica Moldova, acest punct este unul de cotitură strategică și diversificarea a resurselor energetice. În cazul meu, cunosc bine acest subiect, fiindcă am propus, de fapt, am lansat ideea de utilizare a spațiului de sud al Europei pentru a achiziționa gazul sub diferite forme, gazul LNG, gazul lichifiat natural, care, de fapt, e posibil și Republica Moldova urmează să primească primul val sau prima tranșă, da, de primul volum de gaze din Grecia sub formă lichidă, fiindcă am activat anterior în ambasada din Qatar și cunosc foarte bine capacitățile de producere, generare a gazului lichefiat, care se poate ușor și putea ușor a fi transportat prin Bosfor și Dardanele, prin Turcia. Mă bucur că acest lucru a fost făcut. Pasul următor urmează să vedem ce volume sunt. 3. Urmează să verificăm și să utilizăm la maximum capacitatea Ucrainei de a stoca gazele. În același timp, Republica Moldova trebuie să, guvernul Republicii Moldova trebuie să se asigure nu doar primirea acestui gaz și utilizarea gazului ca o măsură alternativă a gazului de la Gazprom, dar și capacități de stocare a gazului, în special pe timp de iarnă.
Deci poate fi Moldova decuplată de gazul rusesc? Eu consider că este o necesitate stringentă, decuplată, și dar decuplarea trebuie să aibă loc atunci când tu ești pregătit cu o sursă alternativă care acoperă integral consumul de la Gazprom. Trebuie să vedem dacă Chișinăul are așa capacitate. Am văzut declarațiile făcute pe dimensiunea politică că ne-am decuplat, ori mai recent aud declarații că păi vedem cum va fi prețul, costul pe piață și dacă nu, revenim la Gazprom. Deci ne-am decuplat, dar nu prea ne-am decuplat. De aia trebuie să fim atenți cu declarațiile politice. Declarația sau comunicarea în spațiu public trebuie să fie una constructivă. Da, ne dorim decuplarea, da, deocamdată diversificăm resursele, lucrăm cu partenerii din România și cu Europa de Sud-Est. Când vom fi pregătiți, ne vom decupla pentru a fi cu adevărat independenți, energetic și doi, conectați la maximum prin România în Uniunea Europeană pe dimensiunea energetică totală. De 5 ani sunteți în mediul de afaceri internațional. Am văzut unde lucrați cu multe corporații, fonduri de investiții mari. Credeți, având acest background, credeți că mai există totuși un interes sporit din partea acestora de a investi în Republica Moldova și în România? La moment sunt prim vicepreședintele Corporației Canadiene de Energie Solară și Energie Regenerabilă, Grasshopper Energy. Conduc dimensiunea pe investiții și lucrăm cu fondurile de investiții și dezvoltare, fondurile mari, gen BlackRock, Apollo, Templeton Fund, Banca Centrală Europeană recent, am creat un fond de investiții pe domeniul infrastructurii. Lucrăm activ pe dimensiunea României și Republicii Moldova. Pe domeniul energiei regenerabile am avut discuții cu domnul ministru Burduja, domnul ministru Parlikov de la Chișinău. Interes pentru a investi în România este foarte mare, dar acest interes se valorifică prin faptul că, în primul rând, este o economie stabilă și absorpția sau atragerea fondurilor de pentru investiții este una mare. Desigur că joacă și rolul PNR-ul, care oferă anumite scutiri, subvenții, care facilitează interesul și returnarea investițiilor, care este și scopul unui fond de investiții și atragere acestor investiții. În Republica Moldova e mai dificil, în primul rând, datorită faptului că, din păcate, nu se valorifică și nu se lucrează cu investorii. Nu există niciun studiu de fezabilitate pe un domeniu sau pe un obiect de importanță strategică care ar putea fi oferit pentru a coparticipa și a-l dezvolta, da? Și această situație creează mai multe dificultăți. Ori, pe de o parte, statul se împrumută cu niște procente destul de grave, dar aceste împrumuturi nu beneficiază și nu aduc bani în economia țării prin impozite și alte încasări. Interesul pentru Republica Moldova este unul mare din partea investorilor. Din păcate, anul trecut, în septembrie, am fost prezent la Chișinău în cadrul unei delegații unor de afaceri a multiplor companii, Boeing, IBM, pe cybersecurity, pe domeniul militar, infrastructură, inclusiv și eu reprezentam businessul american în domeniul energiei regenerabile, deci diversificarea energetică. Da? Din păcate, nu am văzut interes, cel puțin, la etapa anului trecut. Acum vedem niște mișcări și ziceam că pe domeniul energetic vedem niște acțiuni pozitive din partea domnului ministru. Sper să lansăm cât mai curând posibil niște acțiuni concrete, dar lipsește acea abordare față de investori. Investorii nu sunt speriați de războiul care are loc, din păcate, în Ucraina. Asta este important. Este un factor de risc pe care investorii și fondurile serioase de investiții îi analizează foarte bine piața prin Big Four, Price-ul și alții, nu le fac reclamă, dar în același timp acest risc este argumentat dacă există un avantaj economic. Da? România în acest sens prezintă garanții mult mai mari deoarece este și umbrela de securitate a NATO, da? Și o prezență serioasă în acest sens este o garanție. Republica Moldova nu are așa o umbrelă, dar are un potențial extrem, extrem de mare, deocamdată nevalorificat de actuala guvernare. Dar la ce se uită în primul rând investitorii atunci când vor să investească într-o țară? În primul rând, și eu cum sunt un fel de investitor, da? Și ca investitor, eu acum, prima întrebare noi ne punem, riscul politic, da? Riscul schimbării guvernului.
Da? Și na, tu vii într-o țară și lansezi un proces, ai un angajament, ai o discuție, o relaționare cu reprezentanții guvernului și după care are loc o schimbare. Ori în Republica Moldova, din păcate, acest risc politic este principala îngrijorare. Doi, lipsa unei capacități interne de interacțiune pe investiții, pe procesul, deschiderea afacerii, investirii, cadru normativ fiscal, facilități fiscale lipsesc, lipsește un studiu de fezabilitate, fiindcă investitorii preferă să aibă aceste studii din partea guvernului. Ori guvernul, sarcina guvernului, este să identifice fonduri pentru aceste studii, fiindcă un studiu care este un studiu exhaustiv pe un domeniu important, ori interesul este al Republicii Moldova, să atragem investitorii. Nu poți să vii la un forum de investițional, de exemplu, forumul de la Davos, unde am fost și eu în premier în 2019, și să domnul premier Surecean, acum a fost recent, a avut niște discuții cu probabil niște investitori și la întrebarea, da, aveți niște studii de vizibilitate? Răspunsul este nu, dar vă rog să veniți în Republica Moldova și puneți-vă banii voștri în țara noastră. Nu mai avem, mai avem doar 5 minute, din păcate, din emisiune și vreau să discutăm, domnule Ulianovski, și despre ceea ce se întâmplă peste ocean, practic, mai exact, în Statele Unite ale Americii. Știu că dumneavoastră ați avut de-a lungul timpului mai multe întrevederi, atât cu actualul președinte Joe Biden, cât și cu fostul președinte Donald Trump. Ați chiar activat în cadrul ambasadei de la Washington 3 ani. Pe cine mizați la alegerile prezidențiale de anul acesta? Că se prefigurează așa un tablou Joe Biden, Donald Trump. Practic reluăm același tablou. Deci pe cine mizați dumneavoastră în alegerile de anul acesta? Eu mizez pe continuitate, stabilitate, în primul rând, deci, în pe Joe Biden. Statele Unite ale Americii. L-am cunoscut personal pe domnul președinte Biden și domnul președinte Trump. Am avut discuții separate pe linie dimensiunea politică cu certitudine. Sunt prezent des la Washington. Am activat anterior în cadrul ambasadei a Republicii Moldova la Washington. Cunosc ambele tabere, tabera albastră a democraților și a republicanilor. La modul serios, o monitorizăm cu atenție primaries, de fapt, pe dimensiunea democrată, cred că e cert că domnul președinte Biden va fi reprezentantul Partidului Democrat. Din partea republicanilor, cel mai probabil, după retragerea guvernatorului DeSantis, domnul președinte Trump are cele mai mari șanse să fie candidatul din partea republicanilor. Întrebarea cine va câștiga este o întrebare pe care trebuie să vedem cu toții. Eu am fost prezent la Washington când a avut loc campania electorală între doamna Hillary Clinton și președintele Barack Obama. A fost o perioadă extrem de interesantă. Pentru spațiul românesc, pentru Republica Moldova și România, este extrem de important nu cine este în frunte. Da, politicianul respectiv va influența prin opinia proprie. Și am avut experiențe din acest gen cu declarațiile domn președinte Trump, domn președinte Biden. Cu certitudine, întrebarea trebuie să fie pusă un pic altfel. Nu care este interesul SUA în spațiul nostru. Noi trebuie să demonstrăm. Și în cazul Republicii Moldova, recomandarea mea foarte clară, trebuie să ne mișcăm de la o neutralitate pasivă spre una afirmativă și activă. Noi trebuie să argumentăm de ce Washingtonul trebuie să relaționeze cu noi. Trebuie să le referim proiecte, viziuni, strategii. N-a mai rămas mult timp, dar cu certitudine în luna ianuarie anul 2025, în fața Capitoliului de la Washington, vom vedea un nou vechi președinte. Deoarece, vom avea astfel răspuns la întrebarea de astăzi. Atât președintele Biden cât și domnul președinte Trump au fost președinți, așa că vom vedea un al doilea mandat. Pentru cine? Deocamdată, din câte văd eu după ultimele sondaje, domnul președinte Trump este un pic, avansează mai mult decât președintele Biden, dar trebuie să vedem ce va fi. Cei mai mulți analiști de la Washington, de pe K Street, unde este cei mai mulți consultanți politici, deocamdată zic că eu șansele sunt 50-50. Cu certitudine trebuie să vedem, nu situația în ziua de astăzi, dar pot apărea, sper să nu apară, probleme, evenimente pe intern. Din păcate, avem situația din Ucraina, avem întrebarea cu privire la susținerea Washingtonului financiară și politică, avem situația în Orientul Mijlociu în cazul Israelului și acțiunile care sunt, avem situația în China, Taiwan. Deci, în cazul dat, toate aceste focare
cu certitudine deja au un impact și vor avea un impact mult mai mare cu atât cât ne apropiem mai aproape de alegeri. Domnule Ulianovski, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi în studioul Puterea Știrilor și pentru informațiile oferite. Încheiem aici o nouă ediție a emisiunii Puterea Știrilor. Vă dau întâlnire și luni, așa cum v-am obișnuit, live pe pagina noastră de Facebook și pe contul oficial de YouTube PS News, tot de la ora 16. Ne vedem așadar de luni. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost astăzi alături de mine și vă doresc un weekend cât mai plăcut.